Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. Aș putea spune că îmi doresc să fie o ediție obișnuită, însă sunt convinsă că nu va fi, pentru că astăzi îl avem alături de noi pe domnul Liviu Dincă și este o zi petrecută în ferma Agromec Vișina, acolo unde un număr important de fermieri, un număr important de hectare, aș putea spune, s-au adunat să vadă care a fost tehnologia pe care Agromec Vișina a ales alături de domnul consultant Liviu Dincă să o facă pentru anul acesta. Știm cu toții că performanța naște altă performanță. Niciodată omenirea nu s-a mulțumit cu puțin, a vrut de fiecare dată mai mult. Asta se întâmplă și în ferma de la Vișina. Bună ziua, domnule Liviu Dincă, suntem alături de dumneavoastră astăzi. Ne-am liniștit după ce am văzut câmpurile și suntem împreună la un interviu la care aș vrea să spunem și telespectatorilor noștri fermieri ce ați făcut pentru cultura de grâu întâi de toate, ca să nu mai vorbim despre celebrul porumb semănat în 23 februarie. Haideți să începem însă cu grâu, unde am avut foarte puține îngrășăminte. Vă rog! Bună ziua, vă spun și eu. Nici nu știu cum să începem cu grâu sau porumbul semănat de vreme. Semănat de vreme pentru unii, semănat obișnuit pentru noi. Aș putea să începem cu cultura de grâu. Grâul a fost semănat în epoca noastră optimă, obișnuită, la sfârșit de octombrie, început de noiembrie. Cantitatea de îngrășăminte aplicată a fost undeva la 70 de kg de substanță activă. Dacă fac un calcul mai precis, e vorba de 66,5 kg de azot substanță activă la hectar aplicat în primăvară, fără fosfor, fără potasiu, fără... Adevărul că la 5.000, peste 5.000 de lei tona de uree, parcă-ți vine să faci un grâu în cultură ecologică, ținând cont de cele 14, aproximativ, zic eu, 14 milioane de hectare de grâu pe care le reprezintă Ucraina. Nu, nici nu mai reprezentăm un joc în această ecuație și atunci chiar ar trebui să ne vedem de treaba noastră din punct de vedere cu tehnologia la grâu. Grâul pe care l-ați văzut astăzi are aplicat doi regulatori și un singur fungicid. Neavând precipitații, ne aplicând o cantitate mai mare de îngrășăminte, ce rost are să ne ducem cu foarte multe tratamente? Am semănat la o adâncime de 10 ori diametru bobului mediu. Adică? Cât a ieșit în cazul de parte? A ieșit în calcul undeva la 6 cm adâncime. Grâul a venit după rapid. Rapita a fost cum a fost anul trecut. Toată lumea știe cum a fost rapita anul trecut. Producțiile care au fost și toate cele. Ultimul tratament s-a aplicat după înflorit. Și singurul, da, tratament fungic pentru combaterea bolilor. Fiind după rapid, după cum ați observat, cultura era curată de buruieni. Suntem pe trecerea către sistemul de agricultură conservativă, dar conservativă în adevăratul sens al cuvântului, nu ce practică alții. Vorbim de o agricultură conservativă de care se lucrează din anul 2018, din toamna anului 2018, de când s-a instalat seceta la nivel național. Cam ăsta a fost anul la care s-a instalat seceta. Mulți fermieri, majoritatea fermierilor între ghinimele, nu pot să-i numesc fermieri, ei nu sunt fermieri, ei decât lucrează în chirie terenurile proprietarilor. Fermier este acel fermier care își lucrează decât terenul lui în proprietate. Restul lucrează un teren în chirie. De pălămidă scrie și în Biblie, de pălămidă și de spini. Mulți se laudă că au scăpat de pălămidă. Nu avem apă. În momentul în care apa va reapărea... Va apărea și pălămida. Și să nu uităm că sunt trei specii de pălămidă care au căpătat forme de rezistență inclusiv la glifosat. Nu ne jucăm. În forma de glifosat noi folosim, anul trecut am folosit Roundup Energy. Foarte important. Iată, și dacă, să spunem, este glifosatul, ce ne rămâne, domnule Dincă? Dacă este glifosatul, ne-am curățat terenurile, poate iată liniștit. Am văzut zone în lume, nu neapărat în România, unde, într-adevăr, nu mai avem problema presiunii de buruieni. Cum e în ferma, în fermele, de fapt, că trebuie să ne gândim că dumneavoastră nu sunteți consultant doar pentru această fermă. Da. Cum este pe zonă? Păi, la fel cum am văzut și aici. Va asemănător. Fiecare, mai avem câte o problemă într-o parcelă, dar, în general, cum ați văzut astăzi, se prezintă cam în toate fermele. Ce credeți că a ajutat grâul să se dezvolte, așa cum ați spus? Ați făcut două tratamente cu regulator de decreștere. Ce ați mai făcut ca el să arate acum? Pentru că nu era umplut de boli, n-avea nimic... Primul lucru care îl faci când te gândești să treci către conservativă este unul simplu. Trebuie să ai grijă la impactul buruienilor asupra producției. Să e primul element. Al doilea element, sămânța pe care o folosești. De ce spun sămânță, nu avem încredere în genetica pe care o dechiziționăm la un grâu superior? Uitați-vă ce se întâmplă pe sud-est.
Oamenii au început, mare parte dintre ei, să vaită ca din gură de șarpe de apă. Bă, dar tehnologie mai faceți? Mie mi-e frică să luăm, dacă cineva ne-ar da gratis câteva tone de grâu de sămânță din zona respectivă, noi n-am luat-o, clar. E foarte importantă sămânța, de-aia o produceți dumneavoastră și o folosiți de fiecare dată. Da, fermele cu care lucrez își împrumută grâu de la una la alta între ele și tot timpul avem sămânță de calitate. Da, știm ceea ce facem, știm ce am făcut, n-are rost să ne jucăm. Bună ziua, domnule Stănescu, vă mulțumim că ne-ați primit astăzi în ferma dumneavoastră, acolo unde alături de mulți fermieri și mulți au ținut neapărat să vă felicite și asta a fost în mare parte dintr-o invidie cu drag prietenească, spunea domnul Costel Ionuț Olteanu, și e vorba despre cheltuielile pe care ați reușit să le reduceți. Sunteți economist de profesie. Cum ați văzut dumneavoastră anul acesta? Bună ziua, doamna Sava, și eu vă mulțumesc că ați reușit să veniți la evenimentul pe care noi l-am organizat, un eveniment intern între fermieri. Noi, să știți că ne vedem cu drag de fiecare dată, nu sunt chestiuni de invidie, pur și simplu comunicăm și încercăm să găsim cele mai bune variante pentru a reuși cu toții să ieșim cu bine din acest context global și economic până la urmă, în care e o presiune foarte mare pe prețuri, prețuri de înființarea culturilor, tehnologie și, în final, toate astea se răsfrâng în prețuri, după cum vedem acum, din ce în ce mai mici la cereale. Și trebuie să găsim soluțiile cele mai eficiente, astfel încât să putem să ieșim cu bine din toate intemperiile care apar pe parcursul fiecărui an agricol. Putem să o luăm exact cum ne-ați plimbat dumneavoastră în câmp astăzi, începând cu grâul. Cum arată fișa tehnologică a grâului dumneavoastră versus în alții ani? Păi ce să vă spun, faptul că la noi, fiind în Vișina, sudul județului Olt, o zonă preponderent secetoasă în ultimii 5 ani de zile, din 1006 hectare avem 100 de hectare nefertilizate absolut deloc. După ce am recoltat, până în prezent, nu a trecut niciun mea pe acolo, nu a fertilizat absolut deloc. Este un grup pe care l-am semănat unde am avut rapiță în anul anterior și acum 2 ani tot rapiță, în rapiță după rapiță. De asemenea, se vede diferența de vegetație și viitoare producție acolo unde a fost fertilizat și unde n-a fost? Nu este o mare diferență pentru că, neavând foarte multe precipitații în zona noastră, în momentul în care fertilizăm se consumă și foarte multă apă pentru a pune azotul la dispoziția în sol, la dispoziția rădăcinilor plantelor. Și atunci, prin faptul că nu mai avem zăpadă să taseze solul, nu mai avem foarte multe precipitații, încercăm oarecum să păstrăm un echilibru din agrotehnică, din lucrările solului, de asta am investit destul de mult în ultimii ani și în utilaje, și încercăm din lucrări mecanice să optimizăm cât putem noi de mult solul, să-l facem să fie ca plantele pe care le vom semăna să aibă un pat germinativ foarte bun și să avem grijă de ele, dar chiar din toamnă, fiind anul mai secetos, nu ne-am hazardat să ne apucăm să cumpărăm îngrășăminte foarte, foarte optimist că o să facem noi nu știu ce producții la hectar, ci ne-am cumpărat îngrășăminte în funcție de umiditatea din sol. Cât am avut noi nevoie, am luat, am aplicat, nu am cumpărat mai mult de atât și prin chestia asta împărțim și riscul oarecum în fermă, pentru că mai sunt ferme care se hazardează, domnule, să aplicăm noi cum am aplicat în anii anteriori și așa mai departe și își fac necesar din toamnă. Faptul că a fost oarecum secetă și în toamnă la noi, nu ne-am dus să facem investiții mari pe partea de fertilizare în toamnă, ceea ce și de aici apare o economie, pentru că știm foarte bine că în primăvară s-au mai și ieftinit îngrășămintele. Sunt câteva discuții privind fabuloasele producții, așa am văzut și noi. În verde totul părea bine. Ce preconizați pentru anul acesta, pentru România, la producția de grâu? Vom avea ce pune în hambare? Da, tot timpul vom avea ce pune în hambare. Din păcate, nu mai avem hambare. Le vom da producția la niște hambare mult mai mari. Și din păcate, foarte multe simpozioane care s-au realizat în acest an a început cu o mare eroare, un adevăr trist al agriculturii românești. Fermierul trebuie să conștientizeze, mă rog, fermier, între ghinimele, că v-am spus că fermierul este decât ăla care își lucrează terenul în proprietate, restul sunt decât niște chiriași. Fermierul trebuie să conștientizeze că nu există o corelație între banii investiți pe unitatea de suprafață și producție.
Toți au spus că vor realiza producții record. Nu. Nu vor realiza producții record. Va fi o mare... Sper că această emisiune să difuzeze înainte de recoltat. Mai sunt oricum câteva zile până în recoltat. Va fi o mare dezamăgire. Și mă gândeam mai săptămâna trecută, mamă, Doamne, dacă aș putea să cumpăr o fabrică de șervețele, câte șervețele aș putea să vând pentru acei fermieri? Care vor plânge după... Clar. Cât au investit. Foarte mari investițiile anul acesta. Cu ce ați salvat dumneavoastră? Haideți să o luăm așa. Cultura de grâu, rămânem la ea. Ce ați salvat? Și n-ați făcut cheltuială pe care alții au făcut-o? Păi n-ați salvat nimic. Nu i-am făcut ce a trebuit. Adică nu ne-a hazardat în primul rând. Vă dați seama că noi dacă am fi aplicat o cantitate mai mare de îngrășământ, ar fi crescut concentrația în azot a solului continuu. Și automat dacă creștea concentrația în azot, ar fi uscat grâu. Adică n-am fi făcut nimic. Un grâu care are peste 18% proteina, e o proteină falsă. Cât preconizați la grâutura asta și dacă mai aveți nevoie de ploaie? Noi astăzi suntem în data de 9 iunie. Nu pot să fac un pronostic. Da, de apă? Și vă spun de ce nu pot să fac un pronostic de producție. Clar aș putea să mă duc în câmp, să număr spice, boabe. Nu o fac. Pentru că o ploaie în perioada recoltatului înseamnă o pierdere de producție. Și prefer să nu fac această evaluare și să o facă fermierul, nu eu. El să analizeze după ce termină recoltatul dacă a fost bine sau nu și unde a greșit, dacă a greșit. Pe partea de îngrășăminte, așa cum a spus și domnul profesor, dr. Liviu Dincă, noi nu mai folosim complexe la rapiță de 3 ani de zile. De 3 ani de zile, mai ales că în procesul în care fosforul este pus la dispoziția plantei, se consumă inclusiv acel azot din complexele pe care le folosim și în plus alt azot pe care îl mai avem deja în sol și procesul acesta consumă și foarte multă apă. Și atunci, dacă noi deja suntem cu benzina pe roșu, chiar ați putut să vedeți și culturile că nu au suferit absolut deloc prin faptul că nu au mai avut fosfor. Lucrul ăsta îl facem de 3 ani de zile, care a fost chiar și un moment ce s-a suprapus cu creșterea prețului la complexe. În condițiile în care n-ar fi fost atât de scumpe complexele, ați fi luat aceste decizii? Am fi analizat foarte bine la momentul sau respectiv, puse, da. Pentru că noi deciziile când le luăm, le luăm și în funcție de fiecare sol în parte. Și vă dați seama, în momentul în care, și de contextul economic, în momentul în care complexele au crescut la 5.000 de lei, 6.000 de lei, undeva la 200 de kilograme la hectar, pentru rapiță vreau să spun, vă dați seama, sunt deja o investiție de 1.200 de lei pe hectar pe care noi n-am mai făcut-o. Deci deja bugetul l-am ușurat destul de mult. Corect. În tot acest context. Și am reușit din ultimii 3 ani de zile până în prezent să obținem producții foarte bune și bune și din punct de vedere economic. Asta e cel mai important. Nu interesează neapărat să facem cele mai mari producții, nu contează cu ce costuri, ci ne interesează să fim tot timpul între optimul tehnic și optimul economic. Dacă suntem acolo, lucrurile merg bine și putem să ne dezvoltăm și în anii următori. O să încheiem capitolul, așa cum trecem mai departe cu drona din grâu în rapiță, făcând legătura cu azotul. Vedem un azot lichid, vă gândiți la treaba asta? Doamne, cât mă bucur că ați pus această întrebare de Oana. O luăm cu începutul. Eu am început să colaborez cu Agromagnet și la anul 2018. Până în 2018, mă rog, am lucrat la mai multe, da? În 2018 am început o colaborare cu Agromec Vișina și de atunci am început să visez la agricultură sinergică, adică semeni și recoltezi. Ăsta este principiul de agricultură sinergică. Ca să ajungi la acest principiu de agricultură, sărind peste agricultura ecologică, trebuie să iei toate etapele. Prima etapă a fost combaterea bolilor și a buruienilor. A doua etapă, clar, va veni combaterea dăunătorilor. Iar a treia etapă, nutriția. Noi am început oarecum într-o altă ordine. Prima dată, combaterea buruienilor. Da, a fost ver când aplicam chiar și de două ori erbicid total. Da. Și aici am menționat la erbicid total, imaginați-vă, să cumperi utilaj. Nu știu exact, cred că în 2019 a fost achiziționată Pantera de la ProInvest. N-aș putea să spun Amazone, că dacă aș spune Amazone m-ar lua durerea de cap. Ăștia nu sunt la dispoziție să-ți dea o semănătoare, să faci niște loturi. Dar vorbesc de ProInvest, că
De la ei s-a achiziționat Pantera cu LED-uri pe fiecare diodă. Gândiți-vă că vara când noi am aplicat erbicid total aveam temperaturi ridicate. Și trebuie să aplici totuși când ai temperaturi scăzute. Și când ai temperaturi scăzute este simplu. Deduce fiecare fermier în ce perioadă vara ai temperaturi scăzute. E clar că nu... Da. Și atunci luminile de la acele diode nu sunt ca să vadă fermierul sau nu că știu se cine, aplică. Dacă funcționează dioda. Nu, tată. Alea sunt niște luminițe care penetrează mai ușor substanța activă să intre în plantă. Da, un cod ridicat. Nu, că stai mă, că eu am lumini să vadă frumos. Nu, astea-ți povești. Și am trebuit să aplicăm erbicid total pentru o reducere a rezervei de borâieni. După cum ați văzut, am spus că noi am aplicat decât un singur fungicid la grâu și doi regulatori de creștere. În viitor ne gândim să reducem la un regulator și un fungicid. Scoatem fungicidul, să rămână regulatorul, să scoatem și regulatorul și să rămână decât dăunătorul. Bolile ușor le-am rezolvat. Cu privire la dăunători, acum câțiva ani am avut probleme cu plutela în rapiță, da? Toată lumea s-a văitat de plutela în toamnă, da? Produce pagube, adevărat. Trebuie să vedem cât și în ce fel. Avem și anul ăsta probleme cu plutela prin diferite ferme. Am eu probleme cu plutela prin diferite ferme. Trebuie să vedem impactul asupra producției. La Agromec a fost nesemnificativ. Adică, gândiți-vă că e o substanță activă care a fost dată cu derogare către rapiță la plutela, care, atenție, din 2011 a căpătat formă de rezistență în China la plutela. Adică, noi o dăm derogare la o substanță care, de fapt, nu va lucra. Și ăsta este sistemul de agricultură conservativă pe care noi vrem să-l facem și îl vom realiza. Vedeți azotul UAE în viitor, în fermele pe care le consiliați? Va trebui. Deci, adaptarea către noile, dacă ținem cont de PNS, dacă ținem cont de GAEC-uri, de ecoschemă, noi pe toate va trebui să le respectăm. Da? Și n-aș vedea de ce aș fi împotrivă la o adaptare, că știința înseamnă să te adaptezi la ce este nou. Bă, dacă asta este legea, noi o respectăm. Așa facem. Dacă gândim un pic ce America n-a trecut pe oană, America a trecut și pe gaz. Sincer să fiu, mă gândesc de acum direct la gaz, dacă se va aduce pe Europa. Cum s-ar putea lucra cu el? Cum îl vedeți? Prin sistemul de striptil. Băgat direct în trip. Dar dacă eu doresc să trec către mine, aici e mai complicat direct, că eu vreau nou. Adică vreau agricultură sinergică, semăn și recoltez. Pentru multă lume pare imposibil, dar nu e problema mea, ce pare pentru lume. Adică, dar nu țin cont de părerea nimănui. Haideți să trecem la rapiță. Cât grâu aveți ca să putem încheia grâul și să știm de câtă rapiță vom vorbi acum? Cât grâu e în ferma Agromec Vișina? Dur 1000 de hectare. Iar rapiță? Da, nu, mult. Atât aș putea să spun că peste 1100 de rapițe după rapiță avem lejer. Rapiță după rapiță, da. Ceea ce... Pus pentru... în sistem de undi și semănat. Nu vă imaginați un disc adânc. Între 5 și 15 centimetri în funcție de soare. Am să vă întreb, dacă ne uităm în achizițiile dumneavoastră, am scăzut îngrășămintele, am crescut cumva erbicidele, am crescut fungicidele? Nu neapărat. Aici nu sunt investiții foarte mari pe partea asta de protecție a plantelor. Intervenim cel puțin pe partea de insecticide, atunci când se impune, pentru că încă nu au costuri foarte mari și domnul profesor dr. Liviu Dincă știe foarte bine să le aleagă astfel încât să distrugem inclusiv ouăle de insecte atunci când intervenim. Suntem pregătiți din punctul ăsta de vedere. Noi 2000 de hectare de rapiță le tratăm în 2 zile jumate dacă se impune, adică avem capacitatea să facem lucrul acesta și la fel toate lucrurile le putem face în viteză pentru că din 3300 de hectare cât lucrăm, avem undeva la 60% rapiță, 30% grâu, ele oarecum se suprapun în momentul recoltatului și atunci vă dați seama că 90% din suprafață, plus mai avem și muștar peste 140 de hectare, peste 90% noi recoltăm și trebuie să-l și lucrăm rapid, să nu se evapore apa din sol și să și fim pregătiți de semănat la final de august sau când se impune în funcție de cum este anul pentru noua cultură de rapiță. Avem imagini cu dumneavoastră făcând o mică adâncitură în sol și spunând asta este suprafața pentru care noi vom lucra rapița. Și atât. Aici e mai complicat în funcție de soare, dar aș putea să vi le enumăr. Da. Primul utilaj care a intrat după recoltat în rapiță a fost o tocotare.
de 6 metri, cu viteză de înaintare semnificativ de mare a tractorului, după care la 2 săptămâni un disc, în funcție aici, o rubin 9, o rubin 12, în funcție cum ne-am dorit adâncimea pe sola respectivă, rubinul 9 undeva la 10 cm, rubinul 12 între 15 și 20 de cm la rapiță, după rapiță pregătirea. Și după care au fost sole care după rubin 12 au necesitat un tăvălugit înainte de semănat. L-am efectuat, adică pe 200 sau 300 de hectare am aplicat, am trecut și cu tăvălugul pe acolo. După care am semănat rapiță. Vinitele a fost rapiță clasică, după a revenit cu rapiță clierfil ca să putem să combatem samulatra de rapiță clasică, că altfel am fi întâmpinat probleme cu samulatra de rapiță de anul trecut. Nu recomandăm să se facă cum facem noi. Asta e foarte important. Știm ceea ce facem, știm pentru ce facem. Sisei și-a spus o vorbă. Agricultura este știința culturilor rentabile și tot el a spus că agricultura este o știință a locului și a zonei. N-ați dat sfat nimănui să facă cum facem noi. E un dezastru dacă capă o verigă și nu știe. Ați semănat. Ce fel de rapiță alegeți? Și când? Păi semănatul am început la începutul lunii august, dacă nu mă înșel. Semințe de rapiță, aș putea să le fac reclamă sincer, că după aia li s-ar urca la cap și s-ar crede prea bun și nu. Ce cereți de la rapiță? Ce să fie? Să fie produsă unde? Contează zona în care ea a fost? De unde? Zona de proveniență. De ce? Mai mult din Europa de vest. Zona de proveniență, cum a spus, nici cu grâu, nu ne jucăm. Nu aș putea acum să mă să iau grâu de la un fermier român. Hai să fim serioși. Prefer să iau de la fermier român, dar cu care lucrez eu. Mă, mulți își iau grâu cu tratamente. Și atunci nu pot să mă duc să iau o sămânță de la un grâu ciufulit. Revenim la sămânța de rapiță. Ce trebuie să facă o sămânță de rapiță? Când știți că e bună? Că sunt convinsă că pe parcursul activității dumneavoastră ați testat în 1000 de ferme, 1000 de. Totuși ați rămas pe ceva. De ce? În cauza siguranței. Totdeauna caut siguranță. Nu cred în chestia de o sămânță ieftina mea, nu știu cum. Nu mă interesează prețul. Nu se discută cu mine cu prețul. Prețul se discută cu conducerea fiecărei unități în parte, nu cu mine. Luați un singur model de sămânță de rapiță? De la o singură companie. O singură companie și un singur hibrid? Nu, toți hibrizi. Toți hibrizi. Toți. Dar îi poziționez cum consider, adică și de la ei mai sunt anumiți hibrizi cu care îi dăm într-o parte. Dar clar, da, anul ăsta le s-a urcat la cap. Și o să începem să luăm de la mai multe companii. Mai ales că vom băga, da, anul ăsta și faza de recoltare divizată și atunci, pa. Până să ajungem acolo, am văzut în fermă la zona dedicată mașinilor agricole o nouă mașină și o nouă tehnică pe care vreau să o văd la dumneavoastră. Nu știu dacă ne va lăsa cei de la care am luat. Pentru că apare trebuie pregătită deja. Nu, că după 3 luni a fost pusă în funcțiune, vă dați seama, adică despre ce discutăm? Ce facem astăzi la capitolul recoltat? Bun, pe partea de recoltat am achiziționat și un sistem Wind Rover în care reușim să eficientizăm toate combinele pe care le avem. La acest moment noi avem 8 combine în cadrul societății și mai avem și două have, care și ele într-un cuplu cu un tractor pot să mai facă randamentul unei lancă două combine, cele două remorși tehnologice. Și pe lângă toată capacitatea noastră de recoltat, de obicei mai avem nevoie și de închiriat încă vreo 2-3 combine, astfel încât chiar și așa, în ultimii 3 ani de zile, a durat aproape o lună recoltatul la noi, fără să fim întrerupți de ploi. Recoltăm peste 2000 de tone de grâu pe zi, un tir la noi în campanie, un tir de grâu vine pe medie la 13 minute, cam așa sunt toate calculele, toată marfa o luăm și o cântărim, știm exact din ce sol a plecat, facem mediile pe fiecare sol în parte, ne ajută foarte mult și aplicația pe care o avem, pentru că știm exact tot istoricul. Folosiți Agriso, da? Aplicația Agriso, da, pe care am și dezvoltat-o, o folosim, avem totul notat acolo și știm exact în funcție de ce cantități am semănat în toamnă, toată tehnologia făcută, unde a fost optim și așa mai departe, plus când luăm o decizie pe o solă în care, nu știu, semănăm, fertilizăm, ce facem, găsim foarte ușor tot istoricul pe sola respectivă. Din 2013 până în prezent știm exact ce am făcut, ce am semănat, de când a trecut tractorul, inclusiv ce operator a făcut operațiunea respectivă. Știm absolut tot. E o oglindă foarte bună, pentru că în momentul în care ai peste 200 de parcele pe 15 localități, deja e mai complex sistemul și nu l-ai foarte bine organizat.
Ajută foarte mult agrisul, spunea și domnul Liviu Dincă despre cât e de important. Așa este. Oricine să știe ce a făcut acolo. Ajută foarte mult, inclusiv am reușit să fim la performanța prin care, prin colaborarea cu domnul, cu domnul profesor Dincă, rotăm inclusiv pesticidele, pentru că știm exact tot ce am aplicat acolo, ca, pentru că știți foarte bine, insecticide, erbicide, buruienile dăunătorii capătă forme de rezistență. Dacă se găsește mai pe la marginea lanului unde nu-l atinge lancea, fiind o cantitate mai mică aplicată, îl face ca speciile care se vor perpetua din dăunători sau din insecte sau din buruieni să devină mult mai rezistente la erbicidul sau la insecticidul respectiv. Și atunci noi facem inclusiv o rotație a pesticidelor, lucru pe care cred că puțini îl fac. Puține ferme fac asta. Tocmai pentru că avem o organizare foarte bine pusă la punct din punctul ăsta de vedere logistic. Sunt foarte multe activități pe care fermierul trebuie să le facă în fermă, continuu, n-are niciodată timp să vină, să-și noteze și să fie atent, pentru că uită la ce a făcut anul trecut. Știți cum e? La un moment dat, acum vreo 3500 de ani, era un general de armată Sun Tzu din China și el spunea că o armată mare se conduce la fel de ușor ca o armată mică, numai că trebuie să schimbi semnele și semnalele sonore. Asta s-a transformat și acum, în faptul că pe telefon putem să știm exact solele noi pe care le luăm, sau inclusiv operatorii, nu stăm să le explicăm de fiecare dată. Le-au văzut în sistem, se duc, știm că de fiecare dată sunt discuite, arate, semănate, recoltate, cu toate operațiunile făcute. Nu stăm să ne batem capul prea mult și putem să creștem foarte ușor așa. E chiar mai ușor decât în a gestiona o fermă mică, să gestionezi o fermă mare la momentul ăsta, costul tehnologiei, bineînțeles. Păi eu v-am mai spus odată, eu sunt un om gârcit. Nu vreau să pierd. Da, să știți că se spune despre dumneavoastră că sunteți pe banii altuia și faceți tehnologie scumpă. Dacă ești pe banii altuia, ăla trebuie să te plătească și ăla dacă ar cheltui mult, nu te-ar mai plăti. Mă, omul, când te plătește, mă, nu te plătește ca să pierdă. Și nu te mai plătești al doilea sau al treilea an? Da, nici atunci nu mai dă bani. Mă, trebuie să-i aduci un profit. Iar acei fermieri care vorbesc, ei bla bla bla, sau mă rog, cine vorbește, mă, trebuie să se gândesc, eu nu lucrez cu toată lumea. Rapița dumneavoastră arăta foarte bine, iar fermierii pe care au fost astăzi în fermă alături de dumneavoastră v-au felicitat. Așa v-au și întrebat. Ce ați făcut? Ce cheltuieli și ce ați făcut? Dacă tot ai zis adineori că fermierul a cheltuit, el a cheltuit, mă, nu eu, că eu n-am bani să cumpăr o roată de aia de combină, dar aminte de ce vorbim. Glumesc. Am bani să cumpăr. 1. Nu aplicăm fosfor la rapiță. Da. 2. Nu e erbicidă dacă cultura nu este răsărită. 3. Nu ne jucăm în produse. Poate să spună toți fermierii cu care eu colaborez, dacă eu am zis vreodată, luăm o autopropulsată din produsul X să testăm. Nu testăm. Asta este partea de testare, cercetare, este partea instituțiilor de cercetare. Fermierii ar cam trebui să scoată din cap chestia cu testarea. Deci, după cum ați văzut rapid astăzi, da? Există un boom pe tot mediul online și pe ferme. Dom'le, că semă la 70, că semă la 45, că semă la 50. Că... Vezi-mă de treaba ta, că nu știe nimeni cum e bine. Mă. Eu semăn de la 12,5, 25, 37, 5, două patine închise, două deschise. Că nu știi care dă bine, că toate țin de Dumnezeu. Și niciodată nu vor ști cum e bine, că producția maximă la nivel mondial la rapiță e 9600 kg la hectar. Când om ajunge și noi să facem 9601 kg la hectar, atunci vom stăpâni tehnologia la rapiță. Recordul mondial pe la grâu e de vreo 17 tone la hectar. Mai cine va realiza pe la noi vreo 17 tone la grâu? Ăla să spună, mă, cum e bine. Altfel să-și vadă de treaba lor toți, că nimeni nu știe cum e bine. Pe rapiță, prin faptul că reușim să punem inclusiv rapiță după rapiță, să o ducem către recoltat în condițiile cele mai bune, să nu fie bolnavă, că vă dați seama, nici nu ne dorim să ne îmbolnăvim solul, să avem probleme în anii următori. Toată lumea se va gândi ce facem, deci, cu sclerotinii. Tocmai din acest motiv am invitat în acest moment la noi, la Agromec Vișina, fiind în apropierea recoltatului, astfel încât dacă am fi avut plante bolnave, acum s-ar fi văzut. N-am vrut să vă invităm când era rapița înflorită la toată lumea și toată lumea făcea selfie-uri în rapiță, nu. Tehnic pentru cei care se pricep, acum e momentul să vadă dacă un lan are probleme sau nu. Atunci, chiar dacă aveau și sclerotinia în anumite ferme, era rapița mare, frumoasă, de aia deja începea să putrezească prin interior. Acum la noi ați văzut că nu sunt astfel de probleme. Și venind cu acest sistem, vorbeam de McDonald's, încercăm să o recoltăm cu McDonald's,
Pentru că datorită tehnologiei recoltăm rapița cu tijele verzi, cu silicve de la baza plantei verde, în momentul în care, nu știu, avem noi optimul de recoltat un 10-11% în momentul în care începem să băgăm la recoltat. Și nu mai calculează nimeni că intră și silicve verzi pe care combina nu știe să le perceapă și nici nu poate să le decojească oarecum, că boabele sunt verzi efectiv, și atunci intră direct pe tocător. Vă dați seama, deci în momentul în care facem această tăiere, se usucă și tijele, da? Se evaporă apa natural din ele pentru că au fost tăiate mecanic și inclusiv silicvele acelea verzi de la bază se vor usca și ele. Având acea rapiță cu o genă foarte bună în ea, nu se desfac nici la o lună după ce facem această operațiune. Chiar am găsit anul trecut câteva ramuri din la o lună după recoltat, care nu se desfăceau, chiar am dat cu ele un pic așa de mașină și nu s-au spart. Nu s-au spart, deci din punctul ăsta de vedere nu avem probleme. Ba, e chiar mai bine, pentru că ne recoltăm mai rapid marfa din câmp. Una e să îți retragi cu 4-5 zile sau poate mai mult, când poate să apară o grindină, sau inclusiv să-ți lucrezi terenul mai repede. În campania de recoltat contează fiecare minut să fie optimizat exact așa cum trebuie. Veți recolta și va rămâne pe câmp o dâră de 2 metri jumate, cât e ce va lăsa? Între 2 metri jumate și 3 metri jumate. 4 metri jumate are header-ul pe care noi îl punem la combine pentru a recolta ulterior acea brazdă lăsată. Sigur că da. Și mai e un avantaj că inclusiv până când ajungem să recoltăm, poate că putem să... Asta vreau să vă întreb, să face altă lucrare? Să facem altă lucrare, sigur că da. Și dacă vom dezmiriști pe locul unde avem brazda, venim apoi reglăm din nou? Apoi, sigur că reglăm. Da, fără nicio problemă. E o idee, vă dați seama, că se pot face multe plecând de aici. Există riscul ca, rămânând rapița pe sol, să dezvolte boli sau, uite, intervine o ploaie? Pierdem mai mult dacă e culcată sau dacă ar fi fost în picioare? Că ploaia ar fi venit oricum. Păi, depinde cum vine. Dacă vine o ploaie torențială, poate s-o culce, e mai problematic de recoltat. În momentul în care noi o luăm și o tăiem mecanic, ea oarecum stă un pic pe tijele care deja au fost tăiate și e un pic ridicată de la sol. Cu atât mai riscant este dacă vine o grindină, pentru că una este să-ți vină o grindină pe metru pătrat calculat să-ți lovească toate plantele, alta e în momentul în care după 9 metri pătrați tu ai retras o singură dungă de 3 metri pe lungime de 9 metri, suprafața pe care grindina aceea va lovi e mult mai mică, ce lovește la suprafață anumite silive care poate până la urmă se pot și desface, nu e neapărat asta o problemă, dar după aia începe și lovește în tijele plantei care alea sunt elastice și vine bobul de grindină, lovește în tulpiniță și l-a aruncat afară. Vă dați seama că tot ce e în interior e protejat. Și atunci noi putem să venim să recoltăm în momentul în care este optim în câmp, fără nicio problemă. Abia aștept să văd. Și foarte multe boabe de grindină rămâne direct pe pământul negru. Da, da. Care impactul pe plantă, da, e mai mic. Noi vom fi și o fermă pilot pe chestiunea asta, fiind primi în țară cu acest sistem, la scară mare mă refer, astfel încât să putem să și să ne asigurăm și vom avea asigurată rapița din momentul tăiatului până în momentul recoltatului. Există asigurare? Da, noi acum împreună cu o firmă de asigurări o facem de așa natură încât să se considere cultura asigurată până când intră combina în lan, nu până când este tăiată cultura de sistemul Wind Rover. O chestie, eu de exemplu poate să-și dea cu părerea și țin la sfaturi acestor oameni și spun imediat care sunt acei oameni care își dau cu părerea despre ce fac eu și decât părerea lor mă interesează. Domnul profesor Sândoiu, da? Dumitru Ilie Sândoiu, domnul profesor Gheorghe Roman Valentin și domnul doctor Tonce Ioan. În rest, în România, nu mă interesează pe partea de câmp, tehnica agricolă, părerea nimănui. Revenim la rapița dumneavoastră. La ce densitate ați semănat? Da, păi merg pe densitate mare. Mare. Da. Și adâncime? Vă și spun că nu, da. Că nu e un secret. Deci, nimeni nu știe cât să plimbă, să coteie stea de sămânță până ajunge în curtea fermierului. Vezi că scrie pe el pe acolo, 95, 96, 95. Asta durează. Până o recoltează aia, până o trimite la stația de... trata, de selecta, de dâmtii de selecta, după aia de trata, de certificat. Mergem pe 70 de boabe pe metru pătrat, ca să avem și noi acum în câmp, ați văzut foarte bine undeva la 40-50 de plante, care nici atâta n-a. Ați avut probleme pe solă cu dăunătorii?
Asta a fost o întrebare bună cu șoareci. Ați văzut și acum cam că rodeau acolo la tulpini. Am văzut. N-ai ce să le faci. Te chinuie oameni, faci pe fiecare galerie. Capata. Dar plugul ar ajuta? Pentru că unii au spus că și dacă dai plug, tot nu scapă. Când apare la general, nu le salvează nimeni. Ei de obicei apar pe zone. Și acum, în momentul ăsta când discutăm aici, chiar prietenul nostru, Gomu Bogdan, care are probleme cu șoareci. Nu, cred că au murit nici la el. Ce alte calcule vă dau pe plus, fie din ultimii ani în experiență față de celelalte ferme, la capitolul rapiță? Ce ați mai făcut? Păi, ce credeți? Rapița este o cultură care valorifică cel mai bine apa din sol. Vă dați seama, față de porum sau de floarea soarelui, când trebuie să intervin primăvară, după aia să o semeni, se scoate foarte multă apă din sol și atunci, având rădăcina pivotantă și ducându-se foarte mult în sol, reușește să extragă apă de la adâncime. De asta, de foarte multe ori, când punem mâna pe plantele de rapiță, le găsim mai reci față de temperatura din afară, pentru că ea, chiar și așa, reușește să-și ducă rădăcina foarte adânc și să mai extragă ce mai poate din adâncime. Și atunci, de asta punem rapiță, dacă ne uităm inclusiv în China, scot din orezării orezul și pun rapiță. Nu știu, cred că o recoltează manual acolo, că e greu să bagi combina pe platourile acelea, vă dați seama. Dar chiar și așa ne adaptăm în funcție și de prețuri, în funcție de climă, în funcție de contextul global. Trebuie să avem o oarecare flexibilitate, dar și o adaptabilitate pentru ceea ce se cere în piață. Ați pentru reușit? Că nu are rost să mergem pe culturi care nu sunt rentabile de dragul de a face agricultură. Poate că ne plac alte culturi mai mult, dar important să fim și rentabili. Agricultura e o știință a culturilor rentabile până la urmă. Nu să mergem să recoltăm în pierdere. Vă dați seama că nu-și dorește nimeni lucrul acesta. Ați dat pictor la rapiță, domnule Dincă? Dar nu există rapiță nepictată. Ne trebuie să o pictăm. Rămâne rapița, are probleme de scuturare? Atunci când v-ați gândit și ați ales hibrizii, v-ați gândit și la momentul de recoltat și scuturat? Pentru că dacă vom alege și o tehnică nouă de recoltat, s-ar pune întrebarea. Iar mă bucur că îmi puneți o întrebare de genul ăsta. Iar nu se scutură rapița anul ăsta. Decât până niște accidente climatice, dar rapița nu se scutură nici anul. Și nu se scutură la dumneavoastră în fermă? Nu, fermă? Nu se scutură la nimeni niciun fel de hibrid, când avem apă și să stafidește siligva cu totul. Adică dacă aveți noi apă, trăgeam speranțe de scuturare. Da, aceea ea să stafidește direct. Ea să mai scuture numai. Fungicide? Aici, pe partea de protecție, trebuie să fie cultura curată. Au fost ani când aplicam la grup tratamente și la rapiță mai mult. Acum am redus-o, că dacă ne-am curățat rezerva de ciuperci a solului, nu mai necesită chiar atât de multe tratamente. Avem sole, chiar dacă e rapiță după rapiță, cu două tratamente. Le-a spus fermierilor prezenți astăzi că sclerotinia este boala plantelor rănite. Exact, da. Puteți să ne spuneți cum păstrăm totuși nerănită planta de rapiță? Noi n-am avea sclerotinia dacă nu s-ar răni? S-a reduce foarte mult procentul de sclerotinia. Rapița se poate răni prin ierbicidare, prin rănire mecanică, dar toate pleacă de la sistemul radicular și prin aplicarea ierbicidelor. Ne pregătim de recoltat, îi mai facem ceva? Nu ai mai face nimic, dar acolo o recoltăm în casă în banii, da? Eu aștept cu nerăbdare 1.800.000 de tone de rapiță, care îl preconizează toată lumea, că zice nici de greu aștepta la 10,5 milioane de tone pe care le așteaptă toată lumea. Când se recomandă aplicarea unui îngrășământ, câtă apă trebuie să fie, înainte sau după aplicare? Aha, ce mă bucur că pune și această întrebare. 1 kg de azot substanță activă, 1,35 litri de apă utilă intrată direct în plantă. Imaginați-vă că după fiecare apă, ploaie, da? Iubesc ca pe oameni, pahar chiar, după fiecare ploaie, a doua zi bate pântul. Da. Evaporarea este foarte mare. Deci nu vedem ploaia și intrăm și aplicăm îngrășământ? Nu. Nici nu vedem ploaia și intrăm la tratament? Ce facem? Ce așteptăm de fapt? Cât răbdare. De? Cât trebuie să fie? Răbdare. Deci eu am avut parcele de grâu anul ăsta. S-a instalat rugina și n-am tratat. Ați preferat să aveți rugină decât să aplicați tratamentul? Decât distrug cultura printr-un tratament. Prefer la intensitate, frecvență, că și bolile astea nu te duci, ai văzut, are și iau calcul, gradul de atac, intensitate, frecvență, da? Tot la capitolul rentabilitate, ați dus porumbul și l-ați semănat mai devreme, da. Scăpând astfel de perioada de rățișoară,
Și ați împins grâul mai târziu, scăpând de buruieni. Iată încă câteva chestii pe care le-ați făcut, eliminând un tratament poate la grâu și aducând porumbul mai devreme, fără să prindă poate arșița. E adevărat că porumbul nostru acum arată foarte sigur bine. Sigur că da, grâu când e mic își face tot calculul de producție. E foarte, foarte influențabil. Și în momentul în care dă de pământ uscat, dacă l-am semnat prea devreme, a consumat apa și după aia nu mai are rezervă de apă până ajunge la decembrie. E o problemă. Iarăși e o problemă în momentul în care e semănat prea devreme, la fel, dă de călduri și după aia vine musculița și începe să-l înțepe. Vă dați seama că și acolo se pierde planta principală până la urmă. În momentul în care noi întârziem un pic semănatul grâului, vin temperaturile mai reci și l-avem în condiții foarte bune. Chiar an de an facem producții cu mult peste media zonei, cu peste 50% față de media zonei. Nu-mi place să dau, dau valori, dar cam pe ei suntem ca și procent. Porumbul, cel pe care l-am văzut, trebuie să spunem telespectatorilor că este un porumb pe care dumneavoastră l-ați pus într-un teren pe care abia l-ați luat, cel în care am filmat. Da. Deci n-am avut timp să-l lucrăm, să fie al nostru. A fost un teren pe care l-am lucrat până în 2002, dar apoi a fost o perioadă de pauză în care nu am mai lucrat, noi am lucrat... Au lucrat proprietarii și acum proprietarii ne-au vândut nouă. Și acum încercăm prin porumb să-l îmbunătățim o materie organică și să venim cu rapiță... De asta ați ales porumbul în prima fază. Sigur că da, să și uniformizăm puțin terenul. Porumb semăna pe 23 februarie. De ce facem lucrul acesta? Din toate calculele domnului profesor și ale mele, ne sincronizăm foarte bine la capitolul acesta. E mult mai eficient economic, pentru că în momentul în care, cât să coste sămânța de porumb, să zicem în jurul a 1000 de lei, da, plus minus, pe hectar, păi e cam o tonă de porumb pe care o pui la bătaie, da, ca să faci de la 3 tone până la peste 4 tone în plus pe hectar, da? Și noi facem lucrul ăsta de vreo 4 ani de zile, am semănat și pe 2 martie, așa a fost anul, am semănat și pe 3 martie, așa a fost anul, anul trecut am semănat mai întârziat că au fost temperaturile reci mai multe în martie și am semnat pe 15 martie. Adică ce facem? Mai și postăm pe Facebook. Fermierii pot să se uite, să ne urmărească și inclusiv porumbul ăsta semăna pe 23 februarie. L-am pus pe Facebook, e pus, ați văzut, la șosea, lângă Peco, poate să vină oricine să-l vadă la intrare în vișina pe dreapta, la vis-a-vis de Peco, e porumbul nostru 50 de hectare semănat acolo. Sigur că da, e la vedere, adică nu avem secrete, nu semănăm în câmp să întoarcem dacă nu e bine și să spunem noi că nu, Doamne ferește, suntem oameni serioși și încercăm să ne împărtășim informațiile pe care le avem astfel încât să putem să creștem puțin randamentele și pentru că și media zonei noastre până la urmă o impactăm pentru că îi dăm și pe ceilalți oarecum după noi. Ne văd că semănăm, ușor încep și să prindă curaj și să bage la semănat. Nu mai spun decât ți-au fost astăzi prieteni fermieri pe lângă dumneavoastră să vadă ce ați făcut. Mulți dintre ei vă cunoșteau, sunt convinsă că nu e prima oară chiar în câmpurile dumneavoastră. Ce ați reușit să salvați din punct de vedere financiar cu o astfel de semănat în februarie? Păi vă dați seama, deci am riscat între ghilimele, că n-am pierdut până acum de 4 ani de zile, am riscat o tonă la hectar. Costul seminței, efectiv, o tonă de porumb la hectar, ca să câștigăm de la 4 tone în sus. Asta o facem an de an și cam așa se întâmplă, da? Nu vă mai spun că la noi pe zonă, localitatea Brastavățu, localitate învecinată pe care lucrăm și acolo, păi au semănat în perioada asta pe care o recomandă multinațională sau cine o recomandă. Toată lumea. Toată lumea, da. Au semănat și de 3, chiar de 4 ori. Așa au semănat târziu, că a venit rățișoara, că au venit porumbeii, că au venit ciorile, că tot felul de probleme. Vă dați seama, operația reușită, pacientul a decedat. Cam așa e. Și chiar și în cărțile de agricultură, cele vechi, și în cartea domnului Sise și așa mai departe, deci acolo spune, când curge praful după semănătoare, dau niște intervale, dar când curge praful după semănătoare, păi dacă la noi de 5 ani așa sunt anii mai secetoși și când am semănat în februarie, chiar curgea praful după semănătoare, de ce să stăm la sobă, cum spuneau unii, că domne, toată lumea e la sobă, voi vreți să băgați la semănat pe 23 februarie, că noi am fi semănat chiar de pe 20 februarie, dacă am fi putut. Nu alegem noi când se semănă în porumb. El alege. Noi dacă ne ducem și îl punem acolo unde este locul. Nu ne-am așteptat să încălzească așa repede vremea afară, semănăm noi porumbul. Păi într-o dată s-a încălzit. Da, dar ați avut și perioadele alea în martie, când era frig afară. Da, am avut minus 4-5 grade. Nu câte zile și n-a afectat porumbul? Nu. Ce densitate folosiți la porumb? Ținând cont de zona în care ne aflăm, nu depășim 65 de mii la semănat. Și ce adâncime la semănat ați folosit anul ăsta? 3-4 centimetri.
Credeți că la porumb ne-am mai dus cu mult angrașament? Nu, mai rezonă pe tot ca la grâu. Că nu poți să... Era 5.000 de lei tona de urei. Nu poți să te duci să-i dai cantități industriale. Eu sunt micuță de statură, de porumbul mă depășea. Adică... Păi e un porumb normal obișnuit pentru această perioadă. Cred că ăla în 10-12 frunze de anul ăsta va da producție. Haideți să vorbim, să revenim la economistul din dumneavoastră. Ce mai vreți să cumpărați? Ce credeți că ar eficientiza ferma dumneavoastră? E un an în care trebuie să avem răbdare, să fim puțin rezervați, pentru că e contextul acesta al presiunii pe preț, un joc psihologic între firme mari și firme mici, să zic așa, ca să fiu mai elegant, și nu știu dacă prețurile cerealelor de acum chiar reflectă situația reală, pentru că astăzi este vineri, miercuri, săptămâna aceasta, am primit un mesaj de la o firmă din Brazilia în care mă întrebau dacă aș putea să le furnizez grâu sau să le dau sfatul să le fie furnizat grâu. Păi stați puțin, cu alte cuvinte, achizitorii celebri din România n-au venit să vă vată la poartă și ați primit telefoane din Brazilia? Da, mail-uri. Primez mail, da, că ei sunt interesați de grâu, adică e o politică de stat în care oamenii vor să-și asigure necesarul lor de consum intern de grâu. Asta ne spune că s-ar putea să nu fie grâu peste tot în toată lumea. Vorbim de Brazilia, nu vorbim de Europa, da? Vorbim de Brazilia. Și nu întâmplător au dat un mesaj unui fermier din sudul României, pentru că au și toate statisticile pe tot ce înseamnă. Nu dau așa mesaje la tot globul când vor ei. Nu. Au făcut niște calcule și cred că ar putea să obțină cel puțin de aici ceva, dar e complicat pentru că bursele reacționează foarte mult și emoțional. Nu știu, a fost chestia cu războiul din Ucraina, cu barajul din Herson, a crescut și a fluctuat cu 18 euro pe bursă imediat, și grâu, și porumbul, și rapița. O să mai fie o chestie de asta emoțională în momentul în care vor intra utilajele la recoltat și fermierii care sunt prea optimiști se vor desumfla oarecum un pic și atunci când ne vom lovi de realitatea din câmp, atunci vor fi anumite probleme și reacții emoționale, inclusiv pe burse, din punctul meu de vedere. Mama mea, când era mai mic, îmi spunea așa, să nu-mi fac iluzii ca să fiu scutit de deziluzii. Și tot timpul sunt rezervat și știu foarte mult, și tata îmi spunea că de o cultură, e sigur, după ce o recoltezi, o vinzi, încasezi banii după ea și cheltuiești, investești în scopurile pe care vrei să le ai în dezvoltare. Nu te bucur doar când vezi verde pe câmp. Nu, abia atunci ai fost sigur de cultura respectivă. Până când ai încasat banii și ți-ai plătit și ce datorii ai și ți-ai făcut ce investiții vrei să-ți faci și ești ok, abia atunci poți să tragi concluzia a fost bine sau nu. Până atunci și un siloz, am mai văzut silozuri care au mai căzut cu cereale în ele, care s-au stricat, totul e relativ. Pentru că vor fi niște presiuni pe preț, fermierii vor avea niște scadențe, mulți vor specula lucrul ăsta, știm foarte bine, și atunci noi suntem pregătiți să putem să facem față cu bine și anul acesta, și dacă lucrurile vor merge în direcția pe care eu o văd în viitorul apropiat, nu cred că vor fi absolut nicio problemă și chiar e un an de dezvoltare și știți cum e. Până la urmă, cei care muncesc, da, indiferent că vorbim de muncă pe partea tehnică, muncă pe partea economică, muncă pe managementul de zi cu zi și așa mai departe. Chiar și Dumnezeu încurajează pe cei ce muncesc și ajută pe cei care muncesc, da? Să stea bărbatul la munca lui până seara, spunem Psalmi, da? Nu degeaba și noi în Agromec Vișina, adică noi venim pe structură veche de SMA Vișina, SMT Vișina, cum erau atunci secții de mecanizare și așa mai departe, cu tot departamentul. Aveți 32 contabil, de ani. Tesa, eu am 34 de ani. Nu, cât are compania? Compania a făcut luna trecută 32 de ani. Ați avut timp să învățați, să greșiți, da, să uitați, da, și da, să luați de la capăt. În momentul în care a apărut privatizarea, da, am preluat-o cu toate departamentele care erau deja active atunci, da? Și le-am dus mai departe. După ce ați plecat de lângă noi, am avut un fermier care m-a întrebat, oare cu câți oameni lucrează? Pare armată la dumneavoastră aici. Avem 47 de angajați pe medie, avem zile cu zilieri între 30 și 40 de zilieri pe ce avem noi pe acolo. Avem o grămadă de sedii de fermă și secundare pe lângă cea principală și mai avem puțină zootehnie, dar mai mult pentru consumul nostru intern. Dar pe partea de utilaje avem numai tineri, maximul de vârstă la utilaje 24 de ani, domnul inginer care are 28 de ani, avem o echipă tânără, deși foarte sunt 47, tânără. Am unde găsiți oameni atât de bine pregătiți pentru lucru pe utilaje atât de noi?
Să știți că aici în zonă la noi reușim să găsim, lucrăm pe 15 localități, e foarte ușor să găsești oameni pentru că îi și plătim până la urmă din munca echipei pe care o facem cu toți, avem ce să împărțim, avem rezultate, avem ce să împărțim cu toți, e natural și e normal și să ne și dezvoltăm. Cu ce vreți să încheiem, domnule Dincă, ce le spunem celor care se uită la televizor? Să nu facă cum facem noi dacă nu stăpânesc în detalii, în detaliu tot, da? Să te uite în grădina lor, să-și facă niște calcule economice, cum stau cu vânzările, cum stau cu încasările, cum stau cu toate cele. Dacă sunt patroni, să te ducă în camp, să vadă și ei ce e pe câmp, să vadă realitatea. La noi veți vedea tot timpul lucrări obișnuite pentru noi. Că... Și neobișnuite pentru alții. Da, dar gândiți-vă și vă mai retin acum puțin. Dacă luați cărțile de agricultură prin anii 1900, acolo spun cam la 3-4 paragrafe obișnuit. N-am inventat eu. A, și eu care am crezut că este marcă proprie acest obișnuit. N-am inventat-o eu. E de la Sandoval, de la Dumitru Cesândoiu. N-am inventat-o eu, tistești. N-am inventat eu obișnuitul, dar nu este vina mea că am citit cărțile lor. Și mi-a plăcut așa de mult, dar am preluat-o. Mult succes pe viitor! Tuturor, sper să văd aceiași fermieri în aceiași formații, mai bine nu mă suportă, dar știu că ei există decât să nu mai existe. Să le dea Dumnezeu multă sănătate tuturor!